Albăstrica și puișorii ei, de Eva Zimmerman. Dragi prieteni, vă invit să vă abonați la acest canal pentru a asculta cele mai frumoase povești creștine, povești personalizate pe care le scriu eu și cărți audio bune pentru inima voastră. Audiție plăcută! Albăstrica era o găină din rasa Orpington, albastră și își dorea tare mult să fie cloșcă. Ea locuia la o crescătorie de găini, unde tot timpul se găseau pui de care cineva trebuia să aibă grijă. Puii ieșiți din ouăle pe care ea le clocea erau găinile și cocoșii din următorul an. Albăstrica era atentă să nu piardă niciun pui. Sper că te vei bucura de istorioara albăstricăi și a puișorilor ei, istorioară care are la bază întâmplări reale. Albăstrica era o găină mare, frumoasă, cu penele albăstrui strălucitoare. În fiecare zi umbla neobosită, de colo-colo, pe pășunile verzi, alături de celelalte găini. Dar oare după ce alerga într-una? Alerga ca să prindă cei mai dolofani și mai gustoși gândaci. Zi de zi, când îi era sete, se răcorea cu o apă proaspătă din pârâiașul mic ce străjuia pajiștea. În fiecare zi, albăstrica intra în coteț și făcea câte un ou maroniu în cuibarul moale din paie. Totuși, albăstrica voia să fie cloșcă, așa că ea încetă să mai meargă pe pășune cu celelalte găini. Nu mai alerga după cei mai dulduli gândaci și nici nu mai mergea la pârâiaș să bea apă cristalină. Încetă să mai facă ouă. Acum, zi și noapte stătea doar în coteț pe cuibar, orice cuibar în care era ouă. Într-o zi, cineva puse în cuibarul ei niște ouă de rață. Albăstrica stătu și tot stătu pe ouăle de rață. În cele din urmă, din ouă ieșiră 7 ghemotoace pufoase. Ce fericită era acum albăstrica! În sfârșit era cloșcă! Albăstrica cloncănea și tot cloncănea către puișorii ei. Ea îi ducea la pășunea verde. Îi învăța cum să caute cei mai dolofani gândaci și îi ducea la pârâiaș să bea apă proaspătă. Iar atunci când puișorilor le era frig, îi încălzea sub penele ei albăstrui pufoase. Albăstrica era o cloșcă tare bună. Dar rățuștele tot rățuște sunt, iar când albăstrica le ducea la pârâiaș, ele țuști în apă la scăldat. Când afară ploua, cele 7 rățuște doar prin bălți se bălăceau. Sărmana albăstrica! Nu-i plăcea să-și ude picioarele, dar voia atât de mult să fie cu puișorii ei, încât intra și ea prin bălți cu cele 7 rățuște ale ei. Era o cloșcă tare grijulie. Rățuștele creșteau repede, foarte repede. Nu dură mult și dă dură de părâul cel mare. Imediat, ele se avântară să înnoate în el, în apa adâncă a părâului. O, ce mult le plăcea să înnoate! Dar albăstrica nu se mai putea duce cu ele. Oricât de mult își dorea să fie cu puișorii ei, știa că nu poate înnota. Așa că se așeza pe malul râului și aștepta răbdătoare. Când rățuștele ieșeau din apă, se ascundeau imediat sub penele ei albăstrui frumoase. Rățuștele creșteau și tot creșteau. Curând, ele nu mai avură nevoie de albăstrica, nici măcar de căldura penelor ei pufoase. Albăstrica tot își dorea să fie cloșcă, așa că se așeză din nou pe cuibar. Cineva veni și îi aduse 5 puișori de bibilică. O, ce fericită era albăstrica! Avea din nou puișori! Albăstrica își ducea puișorii de bibilică pe pășunea verde, apoi la pârâiaș ca să bea apă proaspătă.
Puișorii de bibilică nu intrau în apă ca rățuștele. Ei stăteau pe lângă cloșcă și, în căldura ce o răspândeau razele soarelui, alergau fericiți după gândacii rotofei. Puișorilor de bibilică le crescură penele și curând învățară să zboare. Nu dură mult până când puișorii de bibilică puteau zbura sus, sus de tot, până pe crengile unui copac. Apoi dormeau și rămâneau peste noapte. Albăstrica voia să fie cu puișorii ei, dar nu putea să zboare. Ea cloncănea și tot cloncănea, dar puișorii de bibilică tot bibilici sunt și nu voiau să coboare. Când se iveau zorii, puișorii de bibilică zburau jos din copac și toată ziua se învârteau pe lângă albăstrica. Alergau împreună cu ea după gândaci. Puișorii de bibilică creșteau văzând cu ochii. Curând nu mai avură nevoie de albăstrica, nici măcar să alerge după gândaci. Albăstrica era tristă. Își dorea tare mult să fie cloșcă, așa că se urcă din nou în cuibar. Apoi cineva îi aduse niște pui. Nu 5, nu 7, ci 40 de puișori. Nu erau nici rățuște, nici bibilici, ci pui de găină. 40 de puișori de găină. Tare fericită era acum albăstrica. Și ce ocupată era! Ea își ducea pui pe pășunea verde ca să prindă gândaci tălofani. Îi conducea la părâiaș ca să-și potolească setea. Îi încălzea sub penele ei pufoase. Peste tot pe unde te uitai erau numai puișori. Aceștia nu înotau în pârâu, nici nu zburau sus, sus de tot pe ramurile copacilor, ci scormoneau prin pământ așa cum făcea și albăstrica. Ei făceau tot ce făcea albăstrica. Albăstrica săpă o gropiță în pământul moale. Acum toți puișorii încăpeau sub penele ei albastre, strălucitoare. Îi ducea la locul unde cineva le punea în fiecare zi de mâncare. Seara cloncănea și își striga puișorii ca să vină lângă ea. Era o cloșcă tare bună și nu pierdu niciunul din cei 40 de puișori, niciunul măcar. Zi de zi, întreaga vară, albăstrica și cei 40 de puișori se jucau afară, în lumina razelor de soare. Albăstrica iubea puișorii, puișorii de rață, puișorii de bibilică și puișorii de găină. Puii maro, galbeni și pestriți. Albăstrica îi iubea pe toți. Dumnezeu iubește copiii. Copiii cu pielea galbenă, copiii cu pielea albă și copiii cu pielea neagră, copiii chinezi, copiii indieni, toți copiii, pe cei mari și pe cei mici, copilași mai înalți sau mai scunzi, Dumnezeu îi vrea pe toți cu El. Domnul Iisus își cheamă copiii lângă El și îi ocrotește, așa cum făcea și albăstrica când cloncănea către puișorii ei ca să vină sub aripile sale. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Matei 23:37.